Institutul Marius Nasta din capitală, paturile de terapie intensivă sunt ocupate de câteva zile. Medicii depun eforturi supraomenești să suplimenteze paturile și în secția COVID, unde trebuie internați de urgență tot mai mulți pacienți care ajung la spital cu forme de insuficiență respiratorie severă. Spitalele nu vor face față unui număr de cazuri foarte mare în condițiile în care tulpinile COVID-19 fac evoluția bolii să fie mai rapidă spre forme severe, avertizează medicii. La Marius Nasta, paturile din terapie intensivă sunt ocupate de câteva zile și, din păcate, de la mijlocul săptămânii trecute, în fiecare noapte trebuie să suplimentăm numărul de paturi în secția COVID pentru a putea face față numărului de pacienți care ajung la spital cu forme de insuficiență respiratorie severă. Este o situație extrem de dificilă și, practic, trebuie să ne mobilizăm toate resursele pe care le avem. Sunt mai multe tulpini care circulă în acest moment, iar formele pe care le avem, cel puțin în spital, sunt severe și vârsta, media de vârstă la pacienți este mult mai mică față de cea înregistrată anul trecut. Managerul Institutului Marius Nasta consideră că se impune o evidență cât mai exactă a persoanelor pozitive COVID-19, dar și soluții pentru anchete epidemiologice făcute cât mai rapid. Noile tulpini ale severului coronavirus determină o contagiune crescută în acest al treilea val al pandemiei, mai spune medicul Beatrice Mahler. Aceasta avertizează că există un număr mare de contacți care se pozitivează și care ajung cu forme severe de boală la spital. Și este foarte posibil ca spitalele să nu facă față unui număr de cazuri foarte mare de pacienți COVID-19, spune șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, medicul Virgil Musta. Se pare că tulpinile care circulă la ora actuală, în afara faptului că sunt mai contagioase, s-ar putea să fie și mai patogene, ceea ce face ca evoluția unei boli să fie mai rapidă spre forme severe. Iar cu acest lucru ne confruntăm noi. Spitalele nu vor face față și nici în țări cu sisteme de sănătate mult mai puternice, cum sunt Italia, Franța, Spania, nu au făcut față în momentul în care numărul de cazuri a fost foarte mare. Noi trebuie să prevenim, să avem grijă ca numărul de cazuri să nu fie atât de mare încât sistemul de sănătate să fie pus sub presiune și să fie colapsat.